Salutare, prieteni! Acum vom citi cartea Pisicile Aristocrate. Haideți să începem! Doamna Adelaide Bonfamil trăia împreună cu iubita ei familie de pisici într-o vilă frumoasă din Paris. Atât doamna cât și pisica ducesa se asigurau că Marie, Berlioz și Tulo aveau să ajungă adevărate pisici aristocrate. Valetul avea de asemenea grijă de pisici cu bunăvoință. Dar într-o zi se întâmplă să o audă pe doamna Bonfamil scriindu-și testamentul, în care își lăsa toată averea pisicilor și abia după aceea lui. Prin urmare se hotărâ să acționeze. Ca în fiecare zi, pisoii nea se țineau de năzdrăvăni, iar mama lui îi educa și îi învăța. Doamnelor și domnii, și domnii nu mușcă, nu zgârie și nu se cațără. Se poartă calm și mereu cu eleganță, așa cum este bine. Haideți, acum e timpul pentru lecțiile de cântat și pictat. Puii de dură ascultare mamei. Belios se așeză la pian ca să o acompanieze pe Mary, iar Tulos se duse în fața unei pânze goale, unde, în scurtă vreme, apărut portretul lui Edgar. Ducesa se uita cu draga copiei, fără să bănuiească că i-ar fi așteptat ceva rău. Între timp, în bucătărie Ticulosul de Edgar, începuse să-și pună în aplicare planul viclean. Păi, o pisică trăiește cam 12 ani, și pisicile au 9 vieți. 12 ori 9. Nu, nu, nu o să aștept atât. Pisicile trebuie să dispară acum. Le voi prepara o băutură specială și, după ce vor adormi, voi scăpa de ele odată și pentru totdeauna, murmura, murmura el, tunând somnifere în smântână. Pis, pis, pis. Haideți, pisicuțelor, să gustați specialitatea mea. Crem de la crem a la Edgar. Smântâna era cu adevărat delicioasă, așa că pisicile o sorbiră până la ultima picătură fu încetată, fu încercată chiar și de prietenul lor, șoricelul Rochefort, iar după o vreme adormiră cu toții. Pisicile dormeau atât de adânc încât nici nu-și dă dură seama că părăsiseră casa și ascunse într-un coș pe motocicleta lui Edgar mergeau pe străzile pustiale orașului. Nu simțiră nici când doi chin, Lafayette și Napoleon, atacară motocicleta care trecea peste un pod, iar coșul căzu și se răsună pe malul râului. Se treziră dimineață, dându-și seama că stăteau pe ceva neplăcut și ud. Din fericire, duce să-și găsi repede pisoii și, înainte să-i zbunească furtuna, se adăpusiră cu toții în coș. – Mamă, mi-e frică! Unde suntem? – mi-or micuții. – Să așteptăm până se oprește ploaia și vom vedea apoi! – încercă să-i liniștească mama lor. După o furtună, ziua deveni senină, iar atunci, din dimineții, futul burată de vocea, să însășă a unui motan. Sunt eu, regele bulevardelor, Thomas O'Malley. Hoinăresc zi și noapte. Cunosc Parisul ca pe buzunarul meu și sunt bucuros să vă fiu de folos, doamnă. O, domnule O'Malley, ne-am rătăcit. Ați putea să ne ajutați? Întrebă ducesa. Motanul roșcat se înclină galant în fața ei și spuse. Pentru dumneavoastră, doamnă, voi face un covor zburător pentru doi, trei, patru, adăugă, văzându-i pe Berlioz și pe Meri. Dar atunci îl zări și pe Tulos și zici și zise, de fapt, de ce nu cinci? Desenă cu gheara un X pe drum și spuse, chiar aici se va opri următorul covor zburător. Fiți atenți! Pisicile se ascunseră și priviră. După o clipă, văzură apropiindu-se mașina lăptarului. Omeli sări pe parbrizul camionului, speriindu-l pe șofer, care opri exact în locul marcat de motan. Pisicile se urcară pe ascuns în spate. Covorul fermecat e gata să pornească, strigă Thomas, luându-și la revedere. Mașina se smuci când porni. Marie, care nu se aștepta la mișcările neașteptate, căzu, dar motanul o oprinse din zbor și, ținând-o strâns, sări și el în mașină. Își continuară drumul împreună. E doar un camion, nu un covor, observă Berlioz dezamăgit. Este un covor magic minunat și ne va duce la Paris, zâmbi sa. Înfometate și simțim mirosul ademenelilor care venea din... Vasele cu lapte, pisicile începură să mănânce, însă șoferul le văzu și puse frână cu un scârțit de cauciucuri. Fugia afară din camion și, blestemând și agitându-și pumnii, gonii intru și din spate. Pisicii, pisicile scăpară și se depărtară în grabă. Ce om îngrozitor, spuse ducesa, indignată când se aflau la o distanță sigură. Nu-i de mirare, așa sunt oamenii, zise omelii. Om, oh, nu, domnule Omeili, spuse pisica, nu toți oamenii sunt așa, din potrivă. Hmm, și atunci de ce sunteți aici? Cui nu i-ați fost pe plac? întrebă motanul. Duce să se întreba același lucru, tot drumul spre Paris. Când ajunseră în sfârșit în oraș, erau atât de obosiți, încât nu-și mai simțeau picioarele. Vom merge în locuința mea liniștită și ne vom odihni acolo, zise Omeili. Dar locuința nu era acum deloc liniștită. O, oh, ce drăguț ca să cupe aici, mormăi Tomas când își văzu cei cinci prieteni care aveau cu ei instrumentele muzicale. Sunt încântată să-ți întâlnesc prietenii, spuse suav ducesa. Și ce distractiv mai era, tot podul răsuna de sunetele ritmice care le făceau pianul, contrabasul, chitara, acordeonul și trompeta. Muzicienii se lăsau purtați de rim, iar noi veniți li se arătură și ei. Când muzicienii părăsiră podul, omelii și ducesa rămăseseră cufundați în conversație, privind la discul mare al lunii. E minunat aici, zise pisica, îi lipsește doar mâna unei femei. Hei, ochii tăi sunt ca safirele, șopti Thomas, adică vreau să spun că ar fi minunat dacă mâna aceea ar fi a ta. Și până la urmă, micuții au nevoie de un tată. Rămâneți aici cu mine. Domnul O'Melie ar putea fi tatăl nostru, șoptiră pisoii visători, răgând cu urechea. Mi-ar plăcea, dar nu pot să o părăsesc pe doamna Bonfamil, spuse ducesa. Noi suntem familia ei, trebuie să ne întoarcem, are nevoie de noi. Niciodată nu am crezut așa ceva despre un om și niciun om nu s-a gândit așa la mine, suspină Omeili. E greu, îmi va fi dor de tine și de nimic. A doua zi dimineață, Thomas le conduse pe pisicile aristocrate la locuința doamnei Bonfamil. Auzindu-le glasurile, Edgar deschise ușa și se trezi înconjurat de pisici. Hei, v-ați întors! Ce drăguț! Intrați, intrați!" strigă el prefocându se bucuros. Ei bine, nu mai au nevoie de mine!" își zise trismotanul. se să și plecă. Dar cum ai greșa! Imediat ce ușa se închise, în urma pisicilor, Edgar apucă un sac și prinse înăuntru toată familia de pisici. Ro Roquefort încercă să-l oprească, dar ce putea să facă un biet șoricel? Fugi după o maili, să-i spună pisicile. S-au întors, dragele mele pisicuțe!" Parcă le-am auzit, întrebă doamna Bonfamil. Din păcate nu, doamnă, zise valetul, ducând sacul spre, garaj. Băgă sacul cu pisici într-un cufăr, spunând cu un zâmbet bagiocolitor. Iar acum veți pleca într-o călătorie lungă spre Timbuktu. De acolo sigur nu o să vă mai puteți întoarce. Între timp, curajosul căfort, îl găsi pe Omelia, apoi pe prietenii lui muzicieni, iar aceștia săriră toți în ajutorul ducesei și pisoilor. Edgar tocmai se pregătea să închidă cufărul cu lacătul și să-l împingă în, cutine, în, cu în, curte, de unde trebuia să fie ridicat, când a apărut o Intrară în acțiune și prietenii lui. Pisicile vagabande se ocupară de ticălosul de Edgar în vreme ce roche vor găsi cifrul și descuie cufărul, eliberând pisicile. Iar atunci, iapa frufru, cu o lăvitură de copite bine țintită, îl a zvrit pe Edgar în cufăr, care se închise cu o bunitură. Acesta fost ridicat de poștaș și trimis departe, departe, tocmai la Timbuktu. Pisicile aristocrate se întorseră acasă, iar a fu primit și el în familie. Acum vila să răsuna de concertele pisicilor muziciene, iar doamna Bonfamil își lăsă toată averea pisicilor vagabonde din, din Paris. Și aceasta a fost și cartea Pisicile Aristocrate. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați like și share. Pa, pa!